August în România. E o perioadă de tranziție, când vara începe să cedeze locul toamnei. Soarele apune puțin mai devreme cu fiecare zi, iar umbrele se lungesc pe străzile liniștite. Aerul e mai răcoros, o adiere a toapei ce stă să înceapă. Frunzele încep să se miște ușor, prevestind schimbarea anotimpurilor. Pentru mulți adolescenți apare și un alt sentiment familiar, teama de sezonul examenelor. În sălile de clasă, tensiunea e palpabilă. Sesiunea de toamnă a bacului e aici. Elevii se adună în fața școlilor, unii cu speranță, alții cu teamă. Pentru unii e o a doua șansă la un vis, o oportunitate de a corecta greșelile trecutului și de a-și îndeplini aspirațiile. Pentru alții, e un alt obstacol într-o cursă de care au obosit deja. Oboseala și stresul sunt evidente pe fețele lor. Dar anul acesta e diferit. Există o tensiune, o energie nervoasă amplificată. Zvonurile circulă rapid. Există o tensiune, o energie nervoasă amplificată. Elevii își rod unghiile și își frământă mâinile, așteptând cu nerăbdare. Zvonuri despre examene dificile și schimbări surpriză ale formatului umplu holurile școlilor. Fiecare șoaptă adaugă la anxietatea generală. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură rezultatele. Timpul pare să se oprească în loc în acele momente de așteptare. Iar când acestea apar, aduc cu ele un val de dezamăgire care cuprinde întreaga țară. Fețele triste și privirile pierdute spun totul. Dar în mijlocul dezamăgirii, există și momente de solidaritate. Prietenii se îmbrățișează și se consolează reciproc, găsind putere în unitate. Viața continuă, iar soarele va răsări din nou mâine. Cu fiecare apus, vine promisiunea unui nou început. Ministerul Educației a publicat rezultatele la BAC, iar cifrele sunt sumbre. Rata de promovare generală este alarmant de scăzută. E o scădere semnificativă față de anul precedent și chiar mai șocantă în comparație cu sesiunile de toamnă din anii trecuți. Nu e doar o scădere, e o prăbușire. Statisticile creionează o imagine sumbră a stării învățământului românesc. Ridică semne de întrebare serioase cu privire la calitatea predării, pregătirea elevilor și eficiența sistemului de învățământ. Din păcate, nu e un incident izolat. În ultimii ani, România a fost martora unui trend îngrijorător de scădere a ratelor de promovare la BAC. În fiecare an, zvonurile devin mai puternice, îngrijorările mai urgente. Speranța unei îmbunătățiri pare să se diminueze cu fiecare sesiune de examene. Rezultatele din acest an sunt o reamintire dură că problemele sistemului de învățământ sunt adânc înrădăcinate. Nu mai pot fi ignorate. Viitorul unei întregi generații este în joc. Ministerul Educației, ca răspuns la proteste, a emis o declarație. Recunosc rezultatele dezamăgitoare. Vorbesc despre necesitatea unor analize suplimentare și despre angajamentul de a identifica cauzele profunde ale acestei scăderi. Cu toate acestea, cuvintele lor sună gol pentru mulți elevi, profesori și părinți. Există un sentiment de frustrare, o senzație că ministerul este rupt de realitățile cu care se confruntă școlile din țară. Secțiunea 5, mai mult decât o notă, greutatea bacului, examenul de bacalaureat. Este un moment definitoriu în viața fiecărui elev român. Doar rostirea cu tare a acestor cuvinte are o greutate aparte. Este un test care nu doar evaluează cunoștințele acumulate, dar și rezistența psihică. Nu este doar un simplu examen în România. Este un rit de trecere, este un moment de cotitură, un prag pe care fiecare elev trebuie să-l treacă pentru a-și continua drumul. Este poarta către studii superioare, către oportunități mai bune, către un viitor mai luminos. Fiecare notă contează, fiecare punct poate face diferența între succes și eșec, către un viitor mai luminos. Pentru mulți, bacul este cheia care deschide ușa către visele lor, către universități de prestigiu și cariere de succes. Pentru mulți elevi, se simte ca și cum întreaga lor viață a condus către acest moment. Presiunea este imensă, ore nesfârșite de studiu, sacrificii personale și emoții intense. Iar pentru cei care nu obțin rezultatele dorite, dezamăgirea poate fi copleșitoare. Este un moment de introspecție, de reevaluare a viselor și a planurilor de viitor. Pot simți că ușile către visele lor se închid. Dar este important să-și amintească că fiecare sfârșit este un nou început și că există întotdeauna alte oportunități de explorat.
Secțiunea 6. O licărire de speranță. Povești de succes în mijlocul greutăților. În ciuda atmosferei generale sumbre, există și povești individuale de triumf. Elevi care au învins orice obstacol, care au depășit provocări personale și circumstanțe dificile pentru a-și atinge obiectivele. Aceste povești ne reamintesc că chiar și în cele mai întunecate momente, există speranță. Ele evidențiază rezistența spiritului uman și puterea muncii asidue și a determinării. Secțiunea 7. Scandaluri de fraudare. Un nor negru deasupra reușitei. În fiecare an, mii de elevi se pregătesc intens pentru examenele de bacalaureat, sperând să-și asigure un viitor mai bun. Dar chiar și atunci când sărbătorim aceste victorii individuale, o umbră planează asupra examenelor de bacalaureat. În spatele fiecărei sărbători există o teamă constantă de nereguli și fraude. Anul acesta, ca mulți alții înainte, a fost marcat de scandaluri de fraudare. Elevii sunt prinși copiind, iar știrile sunt pline de titluri despre aceste incidente. Au apărut rapoarte despre scurgeri de informații, rețele organizate de copiat și supraveghetori corupți. Aceste rețele sunt bine organizate și greu de detectat, punând la îndoială corectitudinea întregului proces. Aceste incidente afectează integritatea examenelor. Profesorii și supraveghetorii sunt adesea îngrijorați de aceste practici, știind că munca lor este subminată. Ele aruncă îndoieli asupra validității rezultatelor. Elevii discută între ei, nesiguri de corectitudinea notelor obținute, și subminează eforturile celor care au învățat cinstit și au respectat regulile. Acești elevi dedicați, care au muncit din greu, merită să fie recunoscuți pentru eforturile lor, fără a fi umbriți de scandaluri de fraudare. Părinții și autoritățile educaționale sunt, de asemenea, preocupați de aceste probleme, căutând soluții pentru a asigura un sistem de examinare corect și transparent. În ciuda acestor provocări, se fac eforturi continue pentru a îmbunătăți securitatea examenelor și a preveni fraudele, astfel încât fiecare elev să aibă șansa de a-și demonstra adevărata valoare. Secțiunea 8. Lupta nu s-a terminat, contestarea rezultatelor. Pentru elevii care simt că rezultatele lor nu reflectă adevărata lor cunoaștere, există o procedură de contestare a notelor. Își pot depune lucrările pentru reevaluare, sperând la o modificare în favoarea lor. Această procedură oferă o licărire de speranță pentru unii. Este o șansă de a corecta o nedreptate percepută și de a demonstra că munca și dăruirea lor merită recunoaștere. Secțiunea 9. Privirea înainte. Ce urmează pentru învățământul românesc? Rezultatele la bacalaureat sunt un semnal de alarmă. Sunt o reamintire dură că sistemul de învățământ românesc se află la o răscruce de drumuri. Timpul pentru delăsare a trecut. Sunt necesare măsuri drastice pentru a aborda problemele sistemice care stagnează generații întregi de elevi. Secțiunea 10. Un apel la schimbare, vocile elevilor. Elevii își fac auzite vocile, cerând o educație mai bună. Ei solicită schimbări ale programei școlare, profesori mai calificați și un sistem care să le valorizeze nevoile și aspirațiile individuale. Vocile lor, deseori ignorate în trecut, devin acum din ce în ce mai puternice. A venit momentul să le ascultăm preocupările, să le oferim puterea de a deveni participanți activi la modelarea viitorului educației. Secțiunea 11. Viitorul este incert. Un timp pentru reflecție. Pe măsură ce se așterne praful după o altă sesiune de bacalaureat, un sentiment de incertitudine plutește în aer. Viitorul învățământului românesc rămâne incert. Acesta este un moment pentru reflecție, pentru conversații sincere și pentru acțiuni curajoase.